Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Astăzi vreau să vă dau un anunț, dragii mei. Sincer, îmi pare foarte rău și îmi cer scuze de la voi, pentru că azi dimineață m-am trezit cu un mesaj că mi s-a spart canalul Viață cu Noroc, dragii mei, și l-am închis și am deschis alt canal. Se numește Dragoste și Noroc, dragii mei. Acolo am să postez toate ritualurile și toate runele, dragii mei, sincer, îmi pare foarte rău. Aștept toți doritorii la celălalt canal Dragoste și Noroc, dragii mei, pentru că Viață cu Noroc s-a închis acel canal și îmi pare foarte rău, dragii mei, sincer. Vă spun cu multă părere de rău, într-adevăr. Și vreau să vă zic că cum doritorii de a se abona la celălalt canal, acolo o să găsiți tot felul de rune și ritualuri de care aveți nevoie, dragii mei. Am să mă stărui, deja s-a pus parolă, nu vă mai face nimeni rău, să știți, dragii mei. Și vreau să vă zic, mâine seara am să vă deschid și în cafea și aveți nevoie, care nu aveți argint, nu contează, poate să fie și alianț, poate să fie și brățară, dar să nu fie ceas, dragii mei, ca să purtați lângă voi. Poate să fie cercei, lănțișor, brățară, inel, ca să purtați cu voi, că mâine seară am să fac încărcare de energie. Acea energie o să vă ajungă pe o săptămână de zile, dragii mei, să știți. Asta am să fac în fiecare săptămână, ca să fie energia mea cu voi, ca să nu vă facă nimeni rău și ca să nu se atingă nicio negativitate de voi, dragii mei. Mâine seara am să fac asta. Care nu aveți argint, poate să fie și aur, nu importă, doar să nu fie ceas. În rest, poate să fie totul, dragii mei, că o să purtați cu voi acel obiect, inel, cercei, ce mai aveți voi. Și cum am zis, vreau să vă abonați și la acest, la canalul cu Dragoste și Noroc, și la canalul acesta, pentru că energia va fi doar pentru cei care sunt lângă mine, dragii mei, să știți. Și, într-adevăr, cum am zis, îmi pare foarte rău de acel alt canal, dar să fie sănătate, nu-i nimica. Am să postez totul în Dragoste și Noroc în acel alt canal. Acolo am să vă dau toate ritualurile și tot de ce aveți nevoie, dragii mei. Stați liniștiți că cât voi fi eu sănătoasă și cât voi fi eu pe pământ, am să vă ajut, dragii mei, într-adevăr. Inima și sufletul meu este toată vremea lângă voi, să știți, într-adevăr, vă iubesc și vă respect cu toată inima, dragii mei. Asta am vrut să vă spun, vă mulțumesc la toți din suflet pentru tot. Aveți grijă de voi, ne întâlnim mâine seara, dragii mei, vă iubesc într-adevăr. Domnul să vă aibă în bază, la revedere, dragii mei.